Dragii mei, bună seara! Bună seara, bună seara! Să fac o introducere mai lungă, așa sunt live-urile. Când încep, trebuie cumva să spui câteva chestii ca lumea să se adune, însă sunt sigură că este multă lume interesată de subiectul stomatologie. Stomatologie digitală poate e ceva foarte nou, însă cuvântul stomatologie produce în oameni interes, deoarece România este pe harta internațională a tuturor lucrurilor legate de stomatologie. Sunt români care vin în țară să-și facă dinții, sunt străini care vin în România prin turism medical să își facă dantura. Așadar, stomatologia în România este un loc fierbinte, este în top, pentru că avem medici extraordinar de buni, pentru că avem investiții în tehnologie și există un foarte mare interes către domeniu. Sper ca și voi să fiți interesați, pentru că e important să aveți un zâmbet cu voi adevărat, autentic, structurat, de ce nu digitalizat, o să vedem ce înseamnă și asta. Și, bineînțeles, pe parcursul acestui material, dacă găsiți că e interesant, nu uitați să dați un share, ne-ar ajuta foarte, foarte mult să mai adunăm oameni care să fie contemporani cu subiectul în această seară frumoasă. Se urăm bun venit domnului doctor Alexandru Ionescu pentru a doua oară la noi în studio cu lucruri foarte interesante de dezbătut. Bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Cum vă vine subiectul ăsta, stomatologie digitală? Face parte din interesul dumneavoastră, așa cum data trecută am avut foarte multe de împărtășit? Este actual? Este, nici cum să zic, în dezvoltare? E mai vechi și nu știu eu? Cum e? Din punct de vedere al subiectului stomatologie digitală, suntem, trăim momentul, ca să spun așa. Îmi amintesc, în urmă cu mai mulți ani de zile, toată lumea spunea, da, o să vină timpul stomatologiei digitale, încă nu suntem pregătiți pentru asta, există câțiva avangardiști care poate folosesc deja sisteme digitale și noi stăteam și ne gândeam, ok, de ce să schimbăm niște lucruri care funcționează atât de bine doar de dragul de a le schimba? Și vă spun cinstit că până în urmă cu vreo 3 ani de zile am fost destul de, nu neapărat reticent, însă așteptam și tot amânam momentul digitalizării în protocoalele pe care le avem în clinică. Dar practic ce înseamnă? Când spui digitalizăm stomatologia, înseamnă aparatură nouă? Înseamnă ca medicul să fie pregătit să facă altceva? Pacientul va primi cea mai bună variantă? Adică e digitalizată, hai să spunem, lucrarea? Care e procesul prin care se introduce și se implementează acest concept? Cel mai important lucru care s-a schimbat în acest sens a fost cel legat de lucrările dentare. Și la un moment dat se spunea în mediile stomatologice, dom'le, există posibilitatea să schimbăm materialul de amprentă cu o amprentă digitală. Și astfel, în loc să se folosească clasica amprentare, există un scanner intraoral cu care se poate reproduce situația intraorală, clinică, a pacientului, astfel încât să-l scutim de disconfortul introducerii în cavitatea bucală a celor linguri de amprentă pe care toți cei care au avut o lucrare dentară până la digitalizare sau bine, întâlnit. Sunt multiple, că pentru a lua cu finețe nu e doar o dată introducerea acelei linguri. Cu atât mai mult, da. Însă, de fapt, digitalizarea stomatologiei nu se referă strict la încă un material de amprentă, pentru că dacă am considera, dacă ne-am rezumat la acest aspect, poate că lucrurile nu ar fi atât de atractive pentru medic și echipa medicală, mai ales că încă în acest domeniu aparatura are un nivel destul de ridicat de cost, deși lucrurile astea, pe măsură ce trec anii, se îmbunătățesc datorită creșterii ofertei, în primul rând, și modernizării liniilor de producție, astfel încât nu numai câteva entități pot produce astfel de echipamente. Dacă ar fi să comparăm cu cealaltă chirurgie, nu cea stomatologică,
unde și acolo se preconizează un viitor al roboților, adică vedem deja peste tot articole în care se spune că omul nu va mai fi operat de un doctor, va fi operat de un robot. De ce? Tocmai pentru că introducerea unor date, a tuturor datelor și a tuturor posibilităților, face ca, hai să spunem științific, actul medical să fie mai sigur. Pentru că te gândești, dom'le, un doctor mai obosește, un doctor mai... Am avut atâtea seriale cu doctori care au rulat pe toate canalele, încât aproape toată lumea cumva a văzut ceva asemănător, se pricepe sau... Adică nu sunt subiecte străine de cetățeanul normal, de rând. Și atunci, dacă ar fi să ne gândim că și în stomatologie se poate ajunge la un fel de robotizare a unor parțial de acte, cum considerați? Tehnologia poate înlocui talentul, experiența, uneori arta cu care un medic decide o lucrare? Pentru că când te uiți în gura unui pacient, tu deja, și e un caz care seamănă cu sute, mii de alte cazuri pe care tu ca medic le-ai mai văzut, tu poți să iei o decizie fundamentată pe experiența proprie. Sigur că dacă introduci un aparat care digital ia decizia, el o să calculeze în funcție de datele introduse în softul respectiv. Cum considerați la acest moment că e mai ok să verifici cu digitalul și de totul să alegi umanul sau jumătate sau total digital? Bun, în momentul de față nu suntem neapărat la pragul robotizării stomatologiei. Digitalizarea ajută în primul rând un medic experimentat, care are cunoștințe medicale și care are... Avansate. Are cunoștințe medicale, a studiat medicina dentară și cunoaște principiile clasice de urmărire a unui tratament stomatologic, fie că e vorba de o simplă înlocuire a unei plombe, unei obturații cu un format digital, fie că trebuie să realizeze un implant dentar și se folosește de tehnologia digitală, fie că e vorba de realizarea unui zâmbet complet în format digital. Însă nu înlocuiește nimic din know-how-ul medicului. În momentul de față, utilizarea tehnologiei digitale nu a putut până în acest moment să fie implementată 100%. Adică mai există într-adevăr niște limite și cei care deja folosesc și sunt din ce în ce mai mulți medici care folosesc această tehnologie. Și să nu uităm de tehnicienii dentari care fac echipă cu echipa medicală, clinică. Ei au trecut mai de mult la utilizarea unor elemente tehnologii digitale, da. Și acum se punea problema dacă tehnicianul dentar ar putea fi înlocuit în totalitate de mașină, adică noi facem un design, ne gândim din punct de vedere funcțional și estetic că ceea ce am gândit în digital corespunde cu situația clinică a pacientului și trimitem niște fișiere către o mașină de printat sau către o mașină de frezat și avem rezultatul final așa cum ni l-am propus ca și medici. Cu toate acestea, eu cred că latura umană și artistică pentru un caz, să zicem, de reabilitare complexă, funcțională și estetică, nu va putea fi, sper, niciodată înlocuit în totalitate omul, artistul din spatele tehnicianului dentar. Acum, asta este o afirmație care ar putea într-un timp foarte scurt să se schimbe datorită evoluției galopante a tehnologiei. Însă sfatul meu pentru medicii cu care interacționez când susțin cursuri de specializare în stomatologie, folosiți digitalul să vă ajute să vă completeze cunoștințele pe care le aveți ca medici, ca oameni, pentru că chiar la
prezentările mele am un slide de final în care există un om care ține în mâinile lui un creier digital, să spun așa, aha, și în jumătatea cealaltă a ecranului o mână de robot care ține creierul uman între mâinile sale. Și așa n-ar trebui să ajungem în situația asta, în niciun domeniu. Dar în domeniul stomatologiei, unde sunt cele mai mari beneficii ale digitalizării? Adică în ce zonă? Ați vorbit despre lucrări, adică laborator și zona în care mici, foarte mici, cum simte pacientul final la freză, adică mai e așa un pic unde bate sau mai calci, nu știu cum, adică sigur calculatorul poate prevede situația aproape ideală, perfectă pentru lucrarea respectivă. Însă mai există și alte beneficii, poate în zona de investigare, de diagnostic? Da, categoric. Cel mai important beneficiu e cel legat de planificare și de diagnostic. Cu ajutorul tehnologiei digitale putem simula pe acel principiu backward planning despre care am amintit în emisiunea trecută, putem simula mult mai precis, mai ușor și mai rapid planul de tratament, proiectul viitorului plan, astfel încât în cazul în care avem de făcut anumite modificări să le putem vizualiza mult mai ușor cu ajutorul acestui soft și precizia la nivel de micron pe care putem să o avem în această sferă digitală. Totodată ne ajută foarte mult în chirurgia minim-invazivă pentru că putem planifica cu precizie, de exemplu, realizarea unui implant dentar în poziția ideală raportată la viitorul dinte pe care noi urmează să-l facem pe implantul pe care încă nici nu l-am inserat. Astfel încât putem să suprapunem toate aceste informații în format digital, să tratăm pacientul virtual, după care cu ajutorul șabloanelor pe care le regăsim în acest proiect digital, să realizăm intervenția reală cu precizia respectivă, cu acuratețe maximă. Deci vine un pacient la cabinet și decide să abordați prin digital cazul respectiv. Ce simte el? Ce vede diferit? Ca aparatură? Ca abordare? În primul rând, pacientul beneficiază de o primă vizită în care interacționează cu medicul curant, cu mine în speță, și care, după ce primește o consultație clinică, trece la următorul nivel. Ce înseamnă? Facem o scanare intraorală cu acel scanner de care v-am povestit. Practic e o cameră care scanează 3D arcadele dentare, poziția lor atât în static cât și în dinamic, deci și mișcările pe care mandibula le face în raport cu maxilarul. Apoi se realizează un set de fotografii, atât intraorale cât și extraorale, de portret și un film. Împreună, toate aceste informații sunt transferate către un software în care noi putem reproduce în totalitate imaginea pacientului, atât figura, fața, cât și integrarea arcadelor dentare în ansamblul dentomaxilar. Astfel încât putem să avem exact situația 1 la 1, situația clinică în software și de aici putem să vizualizăm odată, să explicăm pacientului care sunt problemele, mai ales când e vorba de probleme funcționale, dacă avem vizualizarea mișcărilor pe care le realizează în timp mandibula față de maxilar, de exemplu, un posibil plan de tratament putem arăta punctual pacientului și comunicarea cu pacientul este extrem de facilă cu utilizarea acestor sisteme digitale. Însă, de la etapa de comunicare, trecem la etapa de tratament și putem realiza inclusiv o plombă, să spun așa, deci se curăță o carie și rămâne o cavitate pe care în loc să o completăm cu materialul respectiv cu care se fac obturațiile, plombele, folosim acest scanner pentru a realiza un fel de amprentă
optică digitală, în baza căreia în software completăm, ca la puzzle, completăm cu zona lipsă de dinte adaptată la nivel de micron, adică cu o precizie foarte mare, și în timp ce stăm de vorbă cu pacientul și bem o cafea, putem să folosim mașina de frezat sau de printat pentru a realiza piesa respectivă, care după aceea se fixează adeziv și completează spațiul lipsă creat de pregătire. Respectiv. Cred că și pentru lucrările intermediare e foarte important să folosești această tehnologie. Pentru că mulți oameni la dumneavoastră vin pentru implant, având această super specializare, și până se fixează implantul, adică trec luni de zile în care un pacient trebuie să stea cu o lucrare temporară. Aceste lucrări temporare, n-ai dori ca toată lumea să știe că tu ai o lucrare temporară, adică ar trebui să arate perfect, impecabil, și probabil că această digitalizare ajută la acuratețea unor lucrări pe termen scurt. Noi realizăm lucrările provizorii în baza proiectului pe care îl facem încă de la început, apoi fișierul cu lucrarea respectivă provizorie rămâne salvat. Sunt situații în care, după un provizorat mai lung, e posibil să cedeze dintr-un motiv sau altul o lucrare provizorie și pacientul ne poate anunța și până ajunge la clinică să putem să imprimăm altul identic. Astfel încât practic viața socială sau funcțională să nu fie afectată absolut deloc. Deci ăsta e un mare avantaj pe care îl avem cu utilizarea tehnologiei digitale. Totodată, de la trecerea de la lucrările provizorii la lucrările definitive, noi folosind încă de la început acest plan, acest proiect, realizăm lucrările provizorii în baza proiectului. Dacă e nevoie, dintr-un motiv funcțional, obiectiv sau estetic, subiectiv, să schimbăm ceva, putem schimba, iar modificările rămân notate, astfel încât la final, când pacientul va primi lucrările definitive, să existe o copie 1 la 1 față de cele provizorii, pentru că sunt situații cu care ne întâlneam în urmă cu 10 ani sau mai mult, în care aveam niște lucrări provizorii bine integrate, tolerate, după care veneau lucrările definitive și erau diferite. Și sigur că era o dezamăgire uneori, alteori poate părea mai bine, însă lucrurile în ziua de azi trebuie să fie foarte exacte, astfel încât noi încă de la început trebuie să putem arăta fizic, unul la unul, pacientului situația tratamentului final, mai ales în situația în care avem un tratament care intermediar, care durează poate și un an sau mai mult, și atunci în toată etapa asta există niște provizorii stabile, estetice, funcționale, care la final, deja integrate sunt, vor fi reproduse unul la unul prin tehnologia digitală cu lucrările finale estetice cu care au stabilitate, care au altă stabilitate. Sigur că da. Însă în toate, și al material, și în toată perioada asta, de fapt, pacientul, deși este pe perioada tratamentului, exact, arată bine, se simte bine, are încredere și respect de sine și tolerează mult mai bine eventualele etape intermediare, fără de care nu putem ajunge la un rezultat stabil, pentru că avem nevoie de cele mai multe ori să tratăm infrastructura, dinții sau realizarea anumitor implanturi, și care au nevoie de timp biologic pentru integrare, pentru a putea fi utilizate. Revenind la implanturi, pentru că sunt o felul de mituri legate și de implanturi, că a respins corpul, că a fost implantul pus pe nu știu ce fel de gingie, că a fost medicul bun sau nu a fost așa de bun. Asta în situațiile în care sunt probleme cu implanturile. Există pentru inserarea implanturilor un soft pe care îl folosiți tocmai pentru acuratețea și pentru siguranța acestui act medical? Da, există și am început să-l folosim tot în urmă cu 3 ani, mai întâi timid, până am început să avem încredere că ne ies rezultatele la fel de bine cum ne ieșeau înainte și fără
softul respectiv. Însă în ceea ce privește rata de succes cu implantul dentar, există studii publicate internațional, completate, inclusiv noi am făcut un studiu cu pacienți, un studiu care s-a desfășurat pe o perioadă între 5 și 10 ani, cu un număr de 450 de pacienți inclus în studiu, apropo de stabilitatea pe termen imediat și apoi pe termen lung a implanturilor. Există o rată de 2-3% de respingere a implanturilor. Putem să găsim cauze uneori, alteori putem să nu le identificăm, însă de fiecare dată, chiar dacă se întâmplă lucrul ăsta, există soluții pentru a reinsera implantul și apoi să nu mai fie probleme. Lucrurile astea nu le putem controla. Respectând un protocol 100%, pot apărea niște mici probleme și nu trebuie dat neapărat vina pe nici pe organism, nici pe medic, nici pe implant, și sunt lucruri care imprevizibile, da. De cele mai multe ori imprevizibile, considerând că absolut toate celelalte etape ale protocoalelor au fost respectate. Acum, cum ne ajută softul acesta, softurile acestea, să avem o precizie mai mare? Pacientul vine, îi se realizează o investigație imagistică 3D, așa numitul computer tomograf cu fascicul conic, e denumirea completă, pentru că în timpul realizării acestei investigații, fasciculul de raze este concentrat strict la nivelul arcadei dentare și radiația este minimă. Această investigație practic realizează scanarea oaselor maxilare și mandibulare, care împreună cu scanarea intraorală sunt introduse într-un software care suprapune. Practic noi vedem pe acel software atât stratul osos, cât și stratul gingival și dentar. În baza acestei suprapuneri putem realiza forma și designul viitorului dinte sau dinți care vor susține implanturile și vom putea insera practic digital implantul în osul 3D pe care îl avem în softul respectiv. După care avem poziția ideală din punct de vedere biologic și al stabilității mecanice și funcționalității viitorului implant în raport cu viitoarea coroană. După care acest soft ne generează ca un fel de șablon, o gutieră care se prinde pe dinții vecini, se fixează și în dreptul implantului nostru pe care avem, urmează să-l inserăm, avem un orificiu circular de diametru, instrumentelor care se folosesc și se inseră implantul în poziția 1-1 planificată. Precizia pe care o avem în momentul de față fiind iarăși la nivel de microne. Ajută foarte mult biologic, ajută foarte mult că nu mai e nevoie să facem intervenții masive, să incizăm, se face practic o inserare a implantului printr-un căpăcel în gingie. Nu trebuie, nu mai urmează sutură, nu trebuie cusut. Da. Deci sunt niște lucruri care ajută foarte mult vindecarea în primul rând și trauma de moment. Și trauma, pentru cu siguranță. Până la urmă, cu siguranță. E o ciocăneală acolo, e un efort să... Adică implantul nu e din zona lucrărilor ușurele și simple. E și multă pregătire și foarte multă specializare și de aceea fiecare mic ajutor în acest proces, mai ales dacă ai de făcut 4, 5, poate și mai multe implanturi, deci o binecuvântare ajunge. Ajută foarte mult, da. Scurtează timpul intraoperator, îmbunătățește precizia, iar până la urmă pacientul beneficiază de un tratament minim invaziv și o vindecare optimă. Da, apropo de această sintagmă minim invaziv cu care ați început în urmă cu 2 decenii această activitate în cabinetele dumneavoastră și care v-a atras o clientelă care a înțeles exact cuvântul. Acum aș vrea să sar la altceva. Foarte multe persoane iubesc fațetele dentare. Puteți folosi și în această situație ceva din stomatologia digitală? Adică pot, pentru că fațetele sunt lucrări foarte delicate, foarte subțiri. Așteptările celor care aleg fațetele dentare sunt să arate ca înainte, dar mult mai bine. Adică dinții să fie
aceeași culoare, să nu observe cineva că ți-ai schimbat dantura versus coronițe sau ceva care arată așa ca o proteză. Ți-ai pus dintr-o dată toți dinții de la un capăt la altul, sunt identici, noi, arată ca faianța cumva. Cum implementați în această situație digitalizarea? În primul rând, nici măcar o proteză n-ar trebui să arate că e proteză. Și da. fiecare lucrare dentară ar trebui să fie cât mai aproape de natural, de biologie, de informația genetică și bagajul genetic cu care vine pacientul respectiv. Acum, în situația tratamentelor, în mod special estetice și implicit funcționale, deci nu poți realiza niște fațete dentare fără să ții cont de funcție, pentru că atunci, în loc să reziste poate chiar toată viața, ai situații în care pot apărea probleme de cauză funcțională. Și atunci digitalul ne ajută foarte mult, pentru că în primul rând putem arăta încă de la început pacientului care va fi designul final, cum o să arate, în două feluri. Odată, după tot procedeul pe care l-am descris, cu scanarea, fotografii și așa mai departe, în acest sistem digital putem poziționa viitoarele fațete peste dinții existenți, pacientul vizualizând în primă fază strict în computer, pe imaginea proprie, cu figura, cu zâmbet și așa mai departe, se suprapun strict în digital. După ce aprobăm împreună, din punct de vedere estetic, cu pacientul sau facem anumite modificări, v-am spus, există un checklist, un interviu pe care îl susținem cu pacientul, cu de natură estetică, în cazul realizării acestui tip de tratament și care să țină cont întotdeauna și de aspectul funcțional. După care, în clipa în care am aprobat împreună designul respectiv, putem să trimitem la mașina de printat sau frezat aceste fine foițe provizorii pe care le aplicăm pentru câteva zeci de minute temporar peste dinții naturale, astfel încât pacientul să poată vizualiza unul la unul viitoarea situație pe care o va avea și să înțeleagă eventualele limite pe care le avem, fie vorba de culoare, fie vorba de formă, sau dacă e nevoie să facem anumite alte tratamente suplimentare de remodelare, eu știu, a gingiei sau chiar de remodelare a structurilor dentare, astfel încât să ajungă să obțină rezultatul dorit. E important, înainte de un astfel de tratament, pacientul să înțeleagă care sunt limitele, să nu existe o falsă impresie că tot ce zboară se mănâncă, pentru că nu e așa, și mai ales în situația în care vrem să respectăm biologia și actul medical în sine fără să degradăm ceva. Fără exagerări, să facem un act medical care să respecte toate principiile unui act medical, să aducem un bine pacientului, fie că e vorba doar de un bine estetic. Și acesta e important și trebuie să ținem cont de el. Da. Mulțumesc foarte mult, domnul doctor, că ați răspuns și de data asta invitației. Sper că am lămurit cât de cât acest subiect care este de noutate și care probabil precede un viitor interesant în rândul medicilor stomatologi. E bine ca și pacienții, clienții să fie informați de ceea ce există, pentru ca să nu existe o mirare sau să nu creadă că sunt lucruri gratuite, care se fac așa de pomană. Se face în beneficiul clientului final, în beneficiul unor lucrări foarte rezistente, de o calitate superioară, pentru că până la urmă tot ce ne înconjoară acum pare să fie făcut din ce în ce mai comercial și mai puțin durabil. Dacă ar fi să comparăm, nu știu, o mașină de spălat sau un televizor de pe vremuri care ne țineau o viață, acum toate sunt făcute să țină poate 5 ani, chiar și o mașină pe care o conducem. Acum, dacă ne gândim la cât de mare e investiția și umană, adică frica, felul în care vii, timpul pe care îl aloci să te prezinți la tratamente, procesul, pentru că implanturile, fațetele nu sunt lucrări care să le poți realiza într-o lună sau, adică toate presupun un număr de luni de zile, cel puțin, uneori și ani, dacă ai mai multe implanturi de făcut.
Așadar, și așteptările tale sunt ca aceste, cum a spus și mai devreme, lucrări să fie, dacă nu pe viață, pe un termen foarte, foarte lung. Și atunci e bine să ținem cont de tot ce apare, de implementarea acestor noi tehnologii și, bineînțeles, și de grija noastră, grija cu care protejăm aceste lucrări în care investește și medicul și pacientul și toată această energie, un consum destul de mare, pentru ca ele să fie durabile, să ne aducă satisfacție cât mai mult timp. Eu zic că am acoperit niște curiozități și niște întrebări pe care le primisem anterior acestui episod. Vă doresc numai bine, să aveți numai lucrări cu rezultate super bune și, bineînțeles, dacă mai aveți timp, să ne mai faceți câte o vizită din când în când, că subiecte mai avem de dezbătut. Cu siguranță, mi-a făcut și mie mare plăcere. Vă doresc o seară minunată în continuare și la o revedere. Dragilor, nu uitați că dacă ați intrat mai târziu pe parcursul acestui episod, poate n-ați prins de la început, toate aceste emisiuni le regăsiți pentru întotdeauna, sper, pe YouTube, pe pagina cu numele Hello Sănătate TV, unde dacă încă nu ați dat subscribe, puteți să o faceți chiar acum. Aici o să-mi iau și eu la revedere de la voi. Nu uitați să împărtășiți cu cei dragi informațiile, păstrați din ceea ce ați ascultat ceea ce e pentru voi și, desigur, aveți grijă de sănătatea voastră pentru că este propria voastră responsabilitate. Cu bine!